Festivalul Viei și Vinului din Vânjul Mare, un eveniment cu tradiție în județul Mehedinți, a revenit anul acesta în calendarul cultural, acolo unde s-a desfășurat un concurs de interpretare în cadrul celei de-a 33-a ediții. 15 tineri concurenți au urcat pe scena Teatrului de Vară din Vânjul Mare, cu toții bine pregătiți să ducă mai departe cu mândrie zestrea populară. Muzică, joc și voie bună pe toate le-am găsit la Vânjul Mare în cadrul Festivalului Viei și Vinului. În cadrul primei serii a avut loc un concurs de interpretare, acolo unde 15 concurenți s-au luptat pentru primul loc. Acest festival este unul dintre cele mai vechi din județul Mehedinți, iar ediția aceasta a fost una inedită prin faptul că se desfășoară pe parcursul a 3 zile. Dacă în edițiile anterioare festivalul se desfășura în zilele de sâmbătă și duminică, anul acesta s-a desfășurat chiar în mijlocul săptămânii, zilele de miercuri, joi și vineri. Managerul Centrului Cultural Nikita Stănescu, Tania Lăin, a afirmat faptul că festivalul de la Vânjul Mare reprezintă un eveniment de mare importanță pentru comunitatea locală, deoarece păstrează vie tradiția și promovează cultura populară din județul nostru. Iată, ne-a ajuns și la ediția cu numărul 33 a Festivalului Viei și Vinului de la Vânjul Mare. Un festival, aș putea spune, poate chiar cel mai vechi festival de la noi din județ. Un festival extrem de cunoscut. Am avut concurenți, parte de concurenți din toate colțurile lumii, exact cum v-am obișnuit până acum. Urmează surprize frumoase pentru spectatorii noștri din această seară. Va urca pe scenă într-un recital extraordinar, cum ne-a obișnuit de fiecare dată până acum, Olguța Berbec și Remus Novac. Și vă invităm mâine seară, pentru că este cea de-a treia seară, este primul an în care festivalul se va întinde pe 3 zile și mâine seară va fi o seară de neuitat, pentru că aici pe scenă la Vânjul Mare va veni pentru prima dată Jean de la Craiova. Așa că vă invităm alături de noi. Iată, o nouă ediție, o nouă pată de culoare, un nou stil. Da, cred că și aceste evenimente trebuie schimbate puțin. De ce spun treaba asta? Pentru că vrem să ne adresăm și altui public decât publicului cu care noi am fost învățați. Și prin felul acesta pot să spun că atragem și mai mulți tineri, atât timp cât le oferim și lor ceea ce le place, pot spune că atragem și mai mulți tineri alături de noi și să ne susțină și să ne aprecieze munca și mai mult de atât, să promoveze ceea ce facem și de ce nu să chiar să devină ei mari artiști, artiștii de mâine. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a participat la eveniment cu interes, bucurie și mândrie, pentru că la Vânjul Mare este întotdeauna acasă. Ediția de anul acesta a fost bine organizată, motiv pentru care președintele Consiliului Județean Mehedinți l-a felicitat pe primarul Alexandru Mijaiche, Consiliul Local Vânjul Mare, dar și pe colegii de la Centrul Cultural Nikita Stănescu, pentru spectacolul de înaltă ținută, care a fost bine primit de publicul numeros din Teatrul de Vară. Înainte de a începe premierea, dați-mi voie să invit alături de mine un om, un prieten, un coleg, de al cărui nume se leagă tot ce s-a întâmplat bun și frumos în județul Mehedinți. Dacă vorbim de drumuri, dacă vorbim de spitale, dacă vorbim de școli, dacă vorbim de grădinițe, ele au un numitor comun. Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean. Dar întotdeauna când am venit cu drag. Și întotdeauna am simțit că mă întorc acasă. Și am venit pe șantierele pe care de ani de zile s-a lucrat în Vânjul Mare. A lucrat Sandu, au lucrat colegii noștri de la primărie, din Consiliul Local, colegii noștri PSD, ca să nu confundăm. Pentru că alții altceva nu știu. Decât să critice și să arate cu degetul pe Georgescu și PSD-ul. Asta e, când faci lucruri bune, știți bine, orice faptă bună nu rămâne nepedepsită, așa că fiecare face ce știe. Noi știm să lucrăm, ei știu să ne critique, probabil că așa va fi toată campania de aici încolo. Să le dea Dumnezeu sănătate, să aibă putere, să ne critique ei cât putem noi să muncim. Și să știți că muncim pentru dumneavoastră și nu numai pentru Vânjul, muncim pentru toate localitățile județului nostru, pentru că ați văzut că pe 9 iunie oamenii din Mehedinți ne-au votat
pentru Consiliul Județean într-un vot covârșitor, istoric. Nu știu dacă va mai fi așa altă dată, dar chiar a fost un vot semnificativ. Iar aici pe Vânju, la fel. Un vot foarte bun, un vot masiv pentru PSD, pentru Sandu, pentru Iedici, pentru toți colegii noștri consilieri, până la urmă pentru Vânju Mare, dragii mei, ați votat. 15 concurenți au urcat pe scena Teatrului de Vară din Vânju Mare, cu toții bine pregătiți, care duc mai departe cu mândrie zestrea populară. Este o mare onoare pentru mine să aduc din nou Mehedințiu pe podium după atâția ani, atât în zona noastră, cât și în țară, sper, în următorii ani, așa ce ne ajută Dumnezeu. Mulțumesc din suflet mentorilor mei, care și-au pus amprenta într-un mod foarte frumos asupra mea. Mulțumesc din suflet jurului și dumneavoastră pentru că ne ascultați de fiecare dată cu drag și ne susțineți. Mulțumesc organizatorilor festivalului și pot spune doar că mă înclin în fața dumneavoastră. După dezbateri îndelungate, premiul întâi a luat drumul Moldovei, premiul adjudecat de către tânăra Sabrina Aia Cobaie. Iar marele premiu, spre bucuria mehedințenilor, a fost adjudecat de tânăra de 18 ani, Andra Răduică, originară din satul Bușești, comuna Izverna, aceeași care a luat trofeul și festivalului de la Baia de Aramă, Munte Munte Brat Frumos. Ce o mare bucurie și onoare, întrucât am adus din nou mehedințul pe podium și îi mulțumesc stimatului juriu și de asemenea tuturor ascultătorilor pentru grija și aprecierea pe care ne-o poartă. Mi s-au părut trei festivaluri foarte, foarte bine pregătite, cu copii foarte buni și cu oameni extraordinari. Iată că vocea moldovenească a cucerit publicul din Mehedinți. Da, așa e, așa am văzut. Festivalul a fost un real succes, iar asta a spus-o publicul spectator, care a fost extrem de mulțumit de organizare, cât și de muzica bună. Atmosfera a fost foarte frumoasă, concurenții foarte buni, pregătiți. Ce să spunem? Asta e. Iată, un eveniment reușit. Cred că da. Este cel mai vechi din Mehedinți, 33 de ediții. Da. Ați mai fost în fiecare an? Da, în fiecare an, da. Iată că anul ăsta e o excepție, se ține în alte zile și e 3 zile. Da, 3 zile, da, n-am știut că ține 3 zile. Veniți și mâine seara? Venim. De când a început în Vânju Mare acest frumos festival și se duce tradiția mai departe și noi pe această cale trebuie să-i mulțumim domnului primar că face acest efort și să meargă în continuare festivalului, Consiliul Județean trebuie de asemenea să-i mulțumim că ne ajută în festivalul acesta. E ceva frumos pentru vânjeni și tradiția ar trebui să meargă în continuare. Alături de cetățenii prezenți la eveniment au fost numeroase personalități din lumea politică, ce au apreciat modul în care primarul orașului Vânju Mare, Alexandru Mijaiche, a realizat acest frumos eveniment, devenit deja o tradiție. Un loc important în cadrul evenimentului l-au avut costumele populare purtate cu mândrie și grație de interpretele care au urcat pe scena festivalului. Primarul orașului Vânju Mare, Alexandru Mijaiche, un om gospodar și mereu alături de comunitatea sa, a dorit ca pe lângă numeroasele investiții realizate în zonă, să le ofere cetățenilor un spectacol de neuitat.